a murit o legendă a sportului. După ce antrenorul israelian de basket Lior Lubin a încetat din viață luni, la vârsta de 46 de ani. El a luptat ani la rând cu cancerul în calitate de jucător. Lubin a acumulat 66 de meciuri în echipa națională a Israelului. A obținut dubla victorie în campionat și cupă cu Maccabi Tel Aviv în 2023, participând, de asemenea, în Euroliga masculină. Lior Lubin a fost un antrenor de basket israelian și fost jucător al echipei naționale. S-a născut în Ramat Gan, Israel, pe 19 septembrie 1977. Lubin a început să joace basket la o vârstă fragedă și a avut o carieră de succes ca jucător. A jucat pentru mai multe echipe din Israel, inclusiv Maccabi Petah Tikva, Maccabi Tel Aviv, Hapoel Tel Aviv, Azov Mash, Apollon și CSKA Sofia. În 2000 a fost liderul asistențelor din Premier League israeliană. În 2014, Lubin a început să antreneze. A antrenat mai multe echipe din Israel, inclusiv Hapoel Gilboa Galila, Hapoel Holon și Maccabi Ashdod. În 2022 a fost numit antrenor principal al echipei Hapoel Birșeva.